Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Avem de tăti acum. Avem un guvern puternic și a dovedit puterea, a început reforma profundă a statului român, mărind niște taxe și asigurându-ne că undeva, cândva, se vor face economii și în sistemul bugetar, măcar au recunoscut că este supradimensionat, că în zona bugetară au crescut cheltuielile, nu mult, 160% față de acum 2 ani, nu mai țin minte exact. Deci, e bine, avem un guvern deștept. Acest guvern a pornit prin zona lui de instituții de forță și o luptă importantă împotriva consumului de droguri. Asta după ce am văzut mai multe personaje care, sub influență, au făcut năzbâtii. Nu am auzit să se facă control antidrog și în zona parlamentară, guvernamentală, mă înțelegeți. Dar, instituțiile de forță au pornit și am aflat că s-a găsit o seră de cannabis pe la Iași, că au fost niște percheziții, că etc., că tot așa și așa mai departe. Pe acest fond, zvoneri răspândați și tot felul de personaje, de multe ori pornind de la niște lucruri interpretabile și reale, lansează scenarii. În această dimineață discutăm despre o chestiune care s-a dovedit reală, dar care a fost transformată apoi într-un zvon defăimător la adresa unei instituții de învățământ mai mult decât respectabile. Invitat în emisiune, profesorul Dan Grigoruță Onicioc, director al Colegiului Național pentru Rareș din Piatra Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnul profesor, haideți să fac eu introducerea alta decât asta cu guvernul, că știu că da, asta cu guvernul... Am fost surprins. Deci, asta cu guvernul. Acum câteva zile, pe mail-ul oficial al mesagerului de Neamț, am primit una bucată fotografie, unde se spunea niște copii de la Petru Rareș, în timpul orei pe o poză, după aceea a fost trimisă poza din nou cu un alt comentariu, în timpul pauzei, își pregătesc țigări. Eu nu mă pricep că n-am fumat în viața mea, dar ceva, se răsucește, se cumpără tiutiun, așa. În momentul în care am primit poza, după ce am verificat cât de cât să vedem despre ce este vorba, v-am sunat. Și mi-ați spus că da, știați, ați primit acea poză și că ați verificat și ați luat măsuri. Zilele trecute a apărut un material pe Facebook, pe undeva, în care se spunea că liceul Petru Rareș este, cum spunea acolo, că nu mai țin minte. N-aș vrea să reproduc acele cuvinte pentru că nu merită. Bun. Un mediu propice pentru comercializarea și consumul de droguri. Deci tutunul s-a transformat în drog, etc., etc. Haideți acum, spuneți-mi din punctul dumneavoastră de vedere ce s-a întâmplat acum. În primul rând, public, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați trimis acea fotografie. O primisem și eu, dar după ce am primit de la dumneavoastră, am făcut imediat conexiunile necesare, am identificat sala de clasă, copiii, i-am chemat la o discuție, au recunoscut că își pregăteau țigările într-o pauză pentru a fuma la vestitul balcon din vecinătatea Curții Domnești. Locul în care, cu vedere spre parc. Da, locul în care diminețile și respectiv la ora 2 este plin de tineri care... Știți ce îmi spunea cineva? Că dacă în anumite zile
dacă ar trece un pompier prin zonă, ar putea să se autosesizeze de fumul care se vede. Da, sunt convins, vremea rece pune foarte bine în evidență zona respectivă, pentru că e un întreg nor acolo. Evident că nu ai cum să-i controlezi, sunt în spațiu public. Ok, i-am identificat, au recunoscut că și-au pregătit respectivele țigări, nu au fumat în școală, dar noua lege a educației, cu toată legislația care trebuie să o aplicăm, o grămadă de proceduri noi legate de siguranța copiilor, anti-bullying, anti-consum droguri și așa mai departe, ne-a făcut ca la început de an școlar să parcurgem aceste proceduri și fiecare copil și-a luat angajamentul că nu introduce țigări în școală, nu introduce aparate de vapat. Am citit și noi presa și am văzut treaba de la Iași, cum că ar fi avut inclusiv în municipiul nostru ramificații. Și normal, ca niște oameni responsabili, am încercat să prevenim cât se poate. Odată ce faptele au fost recunoscute... Deci copiii au recunoscut. Dacă au introdus țigări în școală și că le-au folosit în afara spațiului școlar. Acum, ca să fie foarte clar, noi avem un sistem, cred, care ne-a făcut să fim priviți în spațiu public comunitar ca un fel de închisoare. Copiii aceștia nu pot să iasă când vor din școală, nu pot să intre când vor din școală. Avem un sistem foarte bun, bine pus la punct. Nu e de mine, e de mult timp și foarte apreciat de părinți. Părinții sunt sunați când copiii trebuie să plece sau vor să plece de la școală, fie că sunt majori sau nu. Doi, sistemul de supraveghere video. Sunt peste 50 de camere, acum îl voi multiplica la 70 de camere video care supraveghează întregul areal interior și exterior școlii. Trei, personalul de întreținere. Am 11 persoane care, începând cu ora 8:30 până la ora 2, vin la școală și supraveghează holurile, pentru că unii copii într-o vreme se învoiau de la ore pentru a se a merge la baie, dar întârziau, stăteau mai mult și acum nu mai au cum să stea, plus că nu prea mai e voie să-i învoiești fără un motiv foarte, foarte clar. Și de asemenea, în pauze, după ce copiii termină pauzele, se fac verificări în fiecare corp sanitar în exterior. Deci este foarte greu ca cineva să-și poată imagina că sunt grupuri, cohorte de copii care se adună la fumat sau știu ce altceva. Procedurile noastre spun că după ce acest incident a fost confirmat, se întrunește Consiliul Clasei și Consiliile Claselor, care s-au întâlnit luni și respectiv ieri, au luat decizii. Pentru unul dintre copii care era la o abatere continuantă, nu neapărat cu tutunul, s-a propus și acceptat nota 7 la purtare și mustrare scrisă, deci nu am protejat pe nimeni și nu este un copil de cadru didactic, iar celălalt copil, da, iar celălalt copil este copil de cadru didactic, un copil de altfel foarte ok, ce a căutat acolo rămâne să-și dea seama în timp, fiind la prima abatere a primit observație scrisă. Deci toate procedurile, noi nu suntem o instituție gen de persecuție. Noi încercăm Nimeni nu așteaptă așa ceva. Exact. Nimeni nu așteaptă așa. Până la urmă este o școală, un liceu. Evident. Trăim într-o lume în care fiecare consideră, mulți consideră că au chiar mai multe drepturi decât ar avea. Corect. Dar nici nu poți să lași lucrul acesta nesancționat pentru că are loc într-o sală de clasă, într-o pauză. Probabil că nu știm cum e în pauză, acolo au ieșit, n-au ieșit. Au mai fost prin clasă 1-2, adică genul ăsta de teribilism, îmi fac eu țigara în clasă, poate fi înțeles la nivelul vârstei, dar... Au fost copii din clasă, pentru că eu am extins puțin lucrurile pentru a afla exact ce s-a întâmplat, și care i-au avertizat că nu e bine, nu e ok ce fac. Și au zis că las că nu mi se întâmplă nimic. Și iată că i s-a întâmplat. Nu știu ce a crezut, de ce a crezut treaba aceasta. E un pedigree a persoanei respective care vine încă din școala generală cu tot felul de... Însă, repet, nu aș vrea ca lumea să înțeleagă că suntem o instituție foarte cazonă, foarte ancorată doar în legi și, pe de o parte, marea majoritate a părinților și copiilor vin în școala noastră să învețe carte. Sunt copii care se simt deranjați de astfel de atitudini, astfel de comportamente.
Nu e firesc ca ele să aibă loc într-o astfel de școală. Dar haideți să vedem în ce context trăim. Copiii aceștia, după ce pleacă de la școală, nimeni nu mai știe pe unde umblă. Foarte puțini părinți sunt foarte interesați de ce fac copiii lor în afara programului. La ce petreceri se duc? Ce se întâmplă la cele petreceri? Grupul, anturajul este pentru foarte mulți dintre copii mult mai important decât sfaturile mamei, a tatălui sau ale noastre de la școală. Ca să vă mai spun ceva care iarăși a fost interpretat total aiurea. Împreună cu Biroul de Siguranță Școlară, foarte multe școli au organizat activități de prevenirea bullying-ului, violențe și așa mai departe. Nouă ne-a venit rândul, am luat legătura cu cei de la Biroul de Siguranță Școlară înainte de a începe școala și la propunerea domniilor lor și a noastră, după 11, când a fost, de luni am început acel proiect de 3 zile, astăzi se finalizează, cu participarea unui ofițer de la Brigada de Siguranță Școlară în discuții libere cu copii, acum pe tema antidrog și în noiembrie va fi pe bullying și violență. S-a întâmplat și acest fenomen și au fost legate toate între ele. Binevoitorii au spus că Honiciu că a luat elevii din rare și a băgat în sala de festivități, a adus poliția și controlează, îi verifică că au găsit drogați, că au găsit. Când acolo a fost pur și simplu activitate de informare, chiar aseară la ședința cu părinții claselor a 10-a, o bună parte dintre părinți erau foarte încântați de ce le-au spus copiii acasă. Că a venit un domn de la poliție și chiar le-a spus foarte exact unele lucruri despre ce se poate întâmpla, cum se poate întâmpla, cum să se păzească și alte lucruri. Pentru că le-a vorbit exact ce trebuie, cum trebuie, iar oricare dintre noi profesori am încercat să le spunem, noi putem să le spunem disciplina noastră. E tare greu să joc și rol de... Poți să spui, dar nu ai... Nu am trecerea aia pe care o are... Vine omul în uniformă, exact. Vine omul cu o experiență în domeniu. Primele zile au fost a 9-a și a 10-a, iar cei de a 11-a și a 12-a nu știu ce se întâmplă, probabil din cei care au tangență cu fenomenul fumatului, poate cu al consumului, contrariați. Ce se întâmplă? Chiar îi controlează? Chiar îi percheziționează? Nu a fost nici pe departe așa ceva. Bineînțeles că și în alte școli din municipiu, ce se întâmplă la Rareș, că i-a găsit cu nu știu câți, cu ce substanță în sânge. Oameni buni, a fost o activitate de derulat împreună cu Biroul de Siguranță Școlară. N-a făcut nimeni controle, n-a luat nimeni sânge. Nimeni, dar poți să confirme copiii. Ce e atât de greu să întrebi un copil care a participat acolo? Sau pe polițistul respectiv? Este foarte simplu. Da. Problema este că în momentul acesta zvonurile sunt de multe ori în condițiile în care nimeni nu mai citește. Vede un titlu și citește titlu și asta pornește la bază, ca să nu mai vorbim. Cunosc profesori care nu citesc decât titlul știrilor și pe urmă sună. Și spune, ai, dar ce scrie acolo? Păi n-am citit. Păi dacă n-ai citit, de ce mă suni? Deci totul pleacă de la interese, domnul. Exemplu, acum ați anunțat inspectoratul școlar? Sigur că da. Și care a fost reacția? Apreciere că într-adevăr am informat măsurile pe care le-am luat, absolut tot. Adică ați informat și cu măsuri și cu tot? Tot. Bun. Care a fost reacția cadrelor didactice? De la noi din școală. Da. Nu vorbesc de cadrele didactice care au părinți, care sunt părinți de elevi. Eu vorbesc de cadre didactice. Adică s-a discutat lucrul ăsta? Au reacționat în momentul în care au văzut ieri, de exemplu, acel să știți că nu... profesorii de la Petru Rare știu să citească un articol și să dea seama când ținta este directorul pentru că... Păi de asta am și spus dacă au reacționat. În general, lumea își vede de treabă și știe foarte bine ce se întâmplă în școală. Nu pot să spun că acum nu pot intra în sufletul fiecăruia să văd ce și cum. Nu, pe mine mă interesează dacă au reacționat și au venit și au spus, hai să discutăm fenomenul ăsta, să vorbim cu copiii, să-i dăm urmă. Asta se face, avem teme de acest tip, am luat legătura și cu reprezentanți de la polițiile, de la DICOT, de la procuratură, vrem să aducem oameni de specialitate care să discute cu copiii. Nu avem o școală în care sunt doar sfințișori, mai sunt și copii care au astfel de probleme, provin din tot felul de medii
Și noi, practic, ca profesori, suntem legați de mâini și picioare. Eu nu pot să percheziționez, eu n-am voie să fac nimic copilul ăla. Eu doar pot să sesizez că are un comportament nu știu cum. Și acolo e o problemă. Și acolo e o problemă pentru că eu nu sunt abilitat să am astfel de competențe. Eu am competențe în disciplina mea, dacă le am, și le pot dovedi în fața elevilor și respectiv a părinților. Mai mult de atât, în rest, toate celelalte instituții trebuie să ne ajute să ne sprijine. Din păcate, înțeleg că peste tot este o penurie de cadre de specialitate. Și de curaj, și în aplicarea legii de multe ori. Apropo de colegi, prezența mea aici, și vă mulțumesc că ați acceptat să fiu, este tocmai în acest sens. Lumea trebuie să vadă că nu ne ascundem după, nu punem batista pe țambal. Am venit să informez publicul interesat despre realitatea de acolo și e păcat că în tot acest joc sunt antrenați mai mulți actori care încearcă să profite de aceste lucruri, încercând să rostogolească o minciună și să o facă din ce în ce libertatea mai mare. Libertatea prost înțeleasă. Libertatea prost înțeleasă și acum eu aș vrea să lămuresc că nu știu cât timp mai avem un lucru. Avem timp, problema nu e asta. Legat de apartenența mea la un partid sau altul și ce mi-aș dori și de ce mi-aș dori. Ați simțit că da, chestia asta are clar legătură cu... Începând din august, tot simt treaba asta. Și lucrurile se datorează unor propuneri făcute dintr-o anumită parte din spectru politic la care sunt atașat, cumva, pe care n-am dorit să le onorez la momentul respectiv. Ca să fie foarte clar, și cred că e bine ca toată lumea să știe, eu am mandatul al doilea de director și respectiv primul mandat în perioada în care au fost la inspectorat membrii PSD, am luat concursul cu 148 de puncte din 150, în condițiile în care grila a rămas în sală. Dacă grila nu era în sală, îi plecam. Nu avea rost să particip la concurs. Și știu foarte bine ce spun. La doilea concurs a repetat toată treaba, cu punctaj foarte bun și eu și colega mea. Deci nu avem datorii la cineva, la un decident politic, pentru numirile în funcțiile noastre. Sunt funcții câștigate prin concurs legal, ca toți ceilalți. Nu este, n-a fost concurs politic, n-a fost nici de culoare. Doi, am avut, mi-a dat Dumnezeu să am baftă de niște copii și am avut niște rezultate profesionale. În domeniul astronomiei, în domeniul proiectelor, să spunem astea, externe. Am fost și la dumneavoastră în emisiune și știți cât de mult ați fost unul din oameni care m-ați ajutat făcând publică dorința noastră de a pleca fie în Statele Unite, fie în alte locuri. Și mi-au plăcut și copiii, adică sigur, ce să spun. Dar pentru copii am făcut tot. Nu, pentru, mie mi-au plăcut copiii. Singurii decidenți la nivel local care au cotizat, au avut, ajutat. Așa au fost reprezentanții Consiliului Local împreună cu primarul. Fie că a fost Dragoș Chitic, fie că a fost Andrei Carabele. Deci sunt bani publici alocați prin Consiliul Local. În rest, niciun decident politic, de nicio culoare politică, nu a sponsorizat de nicio culoare aceste lucruri. Evident că se fac niște fotografii. Au fost unii care au dorit să mergem prin Parlament, la un anumit partid, că ne dau nu știu ce și să facă cu noi ce fac de obicei. Copiii fiind majori, ați cunoscut, nu știu, s-a pus problema de treaba asta. Cumva, toate aceste rezultate au condus pe unii, fals, la ideea că mi-aș dori, știu eu, postul de inspector general. Și vreau să spun foarte, foarte, foarte clar și viitorul va dovedi. Nu îmi doresc de nicio culoare, nici un alt post decât postul pe care l-am. Nici la inspectoratul școlar, nici la primărie, nici în altă parte. Deci, în Parlament. Nici în Parlament, că da, nu există această opțiune acum, nu va exista nici mai departe. Oricine mi-ar face-o. Pentru că, domnul Bălănescu, ajungi să treci prin niște momente când poate simți nevoia să ai sprijin. Să simți că cineva ți este aproape. În afară de colegii mei de la școală, bine, nu toți, nu e o problemă asta, și familia mea, foarte puțină lume a fost alături de noi într-o perioadă destul de grea. Acum, faptul că unii fac sondaje de opinie și nu știu de unde scot niște scoruri, niște punctaje, e treaba lor. E strict treaba lor. Dar nu vreau ca eu,
personal, eu, Dan Oniciuc, și mai ales Colegiul Național pentru Radio și instituția pe care o reprezintă, să fie amestecată în jocurile astea, pentru că dacă cumva am o anumită, o fi interzis, nu știu, culoare politică, înseamnă că automat trebuie să fii pus țintă și să dea în tine, pentru că tu dacă apari în poză cu cineva, îi aduci voturi. Iau foarte în serios în calcul discuția asta de a nu apărea nici într-un fel de poză, pentru că, nu, repet, tot ce se întâmplă cu Colegiul pentru Rareș nu are nicio legătură cu apartenența mea sau nu politică la un partid sau altul. Rezultatele mele profesionale nu au legătură, iar de aici încolo, de a face scenarii că îmi doresc ceva și uite, de aia se bagă, de aia nu. Și dumneavoastră veți putea comenta și dacă voi face cumva altfel. Da, și nu, problem... probabil mă aud părinți și mă aud copii acum și... Problema asta este generalizată, nu e numai la dumneavoastră. Am intrat pre-campanie... într-un fel de paranoia, un fel de paranoia și orice gest, orice discuție este interpretată și dusă în extrem. Acum, haideți să încheiem un pic subiectul ăsta cu o mică concluzie. Acolo au fost doi copii care și-au făcut țigări, și-au pregătit țigări, ați făcut anchetă internă, pe baza regulamentelor au fost pedepsiți. S-a aplicat regulament, sancționați. Exact. Unul s-a propus nota 7 la purtare pe baza antecedentelor, iar celălalt are un observație scrisă, prima sancțiune. Și prima batere pe care... Ok. Cu asta, acum putem discuta 8 minute despre activitatea de la Petru Rareș, aia care contează. Cum ați început anul școlar? Domnul Bălănescu, eu trăiesc cumva așa o mică dramă, nu neapărat personală, cât a colegilor mei. Încerc să spun pe toate drumurile unele lucruri. 801 copii are Colegiul Național Petru Rareș. Anul trecut, la Olimpiade Naționale, au participat 112 copii. Asta înseamnă 12% din populația școlară. Vorbesc de Olimpiade Școlare, nu de alte concursuri. Da, da. Astăzi, eleva Nicol Dumitrescu susține prima probă la Olimpiada Internațională de Astronomie în Volos, în Grecia. Nu e nicăieri scris. Acum, scuzați. Nu. Scuzați-mă. Deci, haideți să vorbim vom scrie când va apărea. Haideți să vorbim așa. De unde poate ști cineva că domnișoara, care este o personalitate în domeniul ei, s-a dus la Volos în Grecia? Haideți să vorbim cinstit. N-am mai vrut să spun asta, pentru că după aceea foarte multă lume ar fi considerat că iar să... Nu, eu acum vă criticam. Cum ați trimis-o în Grecia când e furtună și încep floi? Deci este însoțită de inclusiv inspectorul de matematică din minister. Mă înțelegeți. Da. Deci, de asta, adică haideți să punem lucrurile la punct. Poți să scrii și noi, și nu numai noi, dar în general se scrie despre lucrurile astea când știi despre ele. Da, corect. Apoi, numărul ăsta mare de copii înseamnă vreo 90% din tot ce înseamnă populație școlară care pleca la Olimpiade Naționale. Olimpiade. E foarte mult. Cu excepția unei singure discipline, începând cu religie și terminând cu ce vreți dumneavoastră, am avut copii la etapele naționale. La educație fizică și sport. Da. Oh. Avem locul 3 la tetratlon, o copilă de la noi. Echipele de volei s-au calificat până la faza... Și care e disciplina aia la care nu aveți? Informatică. Haide, faza. Da. Dar avem la TIC. Mai lucrăm și speranțele sunt mari la cei mici. Suntem școala care, pentru clasa a 5-a, am oferit un curs de robotică. De clasa a 5-a am cumpărat roboți din noi amintitei, care fac tot felul de chestii. Și cu ochelari, cu mănuși, copiii de clasa a 5-a lucrează în cadrul unei ore de opțional săptămânal. În clasa a 5-a am făcut dintr-un roboțel mai multe, să zicem, mașinuțe, în clasa așa se-a trecut la al doilea. Păi să ne invitați la o oră din asta. Da, o să vă rog să veniți să-i vedeți ce fac. Mergem în continuare pe ideea de performanță, ne dorim să o păstrăm, însă adevărul nu poate fi ascuns. Ce vine din urmă e din ce în ce mai puțin pregătit pentru activitatea asta.
de performanță. Sunt mulți copii care li se pare suspect când primesc teme pentru acasă, când trebuie să lucreze suplimentar. Motivarea acestor copii și menținerea unei stări de dorință de a face performanță în rândul cadrelor didactice este grozav de grea. Trebuie să fii extrem, extrem de persuasiv și extrem de convingător, altfel decât da, în mod normal, da. Este, ca să-i poți atrage. Este îngrozitor de greu, pentru că acum, vedeți, am să vă mai spun o treabă. Noi așteptăm la aeroport echipa de fizică a României. În acea echipă de fizică sunt elevii, 5 elevi de la același liceu, ICHB. Este un liceu... Care e un liceu privat. Privat. Acel liceu privat adună toți copiii cei mai buni din țară, oferindu-le burse. Și acolo se face, pără să superim, un fel de doping. Pe fizică, pe chimie, pe informatică... Mă scuzați, exact același lucru se spune în Neamț, că se întâmplă la Petru Rareș, la Hogaș, la Roman Vodă, raportat la restul școlilor. Tot același lucru, da. Că se face un fel de doping. Nu-l putem face la ore. Acolo sunt clasele făcute doar cu astfel de copii. La și noi acolo se lucrează. Exact. Aia nu, nu, de TIC, de limbi moderne, nu. El, dacă îl întreb de fizică ce problemă s-a dat în 97 la Stockholm, ce spune? Ți-o dă rezolvarea. Ți-o redactează. În felul acesta lucrează. Am avut întâlniri și eu cu oameni decidenți, nu știu dacă atât de mari sau importanți, dar am crezut că pot să am un punct de vedere. Și am spus așa, măi, începând de la Galați în sus, până la Botoșani. Hai să facem în Iași, într-un centru universitar, facem un liceu din ăsta, nu neapărat privat, hai să facem centre regionale de excelență, adevărate, la care să participe elevii cei mai buni din Moldova și să fie pe discipline, să fie, adică tu, eu pregătesc copilul ăla până în clasa a 8-a și tu vii și mi-l iei pentru că îi dai bursă. Și mai e o treabă, că totul este un business. Un copil care primește aur la Olimpiada Internațională este premiat de guvern cu 150 de milioane. Profesor cu aceea sumă. Școala cu aceea sumă. Anul trecut, când am fost și eu cu Ilinca la premiere, de la ICHB m-am plictisit, cred că au citit peste 100 de nume. Înmulțiți cu 150 de milioane și vedeți cum statul sponsorizează un liceu privat, fără niciun fel de probleme. Eu n-am nimic împotriva liceului privat. Haideți să fim foarte bine. Da, dar nu poți să mă pui pe mine să concurez cu acei copii. Pentru că ai mei sunt dezarmați în momentul ăla. Ai mei sunt copii, ai mei. Ai noștri sunt copii normali. Dumneavoastră să aveți propriul copil, vi l-ați dat la școală să facă centru de excelență, sâmbătă, duminică, cum este programat, 2 ore, 4 ore, îl mai dați și în privat, cum doriți dumneavoastră, da? Și copilul se duce la olimpiadă, dar el învață în limita bunului simț. Are capacități intelectuale pentru performanță. Dar când te duci în n-ai fața unui, n-ai cum. Bun, problema este cum echilibrăm sistemul. Nu se va echilibra. Nu există dorință pentru așa ceva. Veți vedea curând, la toate disciplinele, numai ICHB. Sau puiuți de ICHB. Da, sau, deci la fizică toți 5 au fost de acolo, elevul nostru care a fost la lot a fost al 7-lea. Primii 6 au fost ICHB. Și copilul spunea, domn profesor, sunt foarte încântat că am fost după ea. Wow. Da, corect. Adică... Da. Deci, pentru ce mai facem? Dacă sunt 5 locuri și n-am nicio șansă să prind măcar unul. Unul. Cu un copil. Că nu-ți pică ăștia oricând. Până găsești un copil foarte, foarte bun și capabil de performanță, mai durează. E greu. Dar când îl prinzi, tragi și tu, înveți și tu pe lângă el, că nu în fiecare zi creierul tău este setat să facă performanță. Sunt multe alte lucruri pe care trebuie să le faci. Hei, te duci acolo, îl încurajezi, vrei să fii ok. Și când vin aia și îți spun că în clasa 9 ei știu să facă integrale de, care se învață în clasa 12, că practic asta este sistemul acolo. Pa, nu pot. Eu nu pot să fac cu unui copil de la noi treaba asta. Bun, da, ai... Nici eu, nici colegii mei de la celelalte licee, Doamne ferește. Ai o programă pe care o respecti. Păi ce fac cu ce restul de copii? Păi ce faci cu restul? Păi că nu faci învățământ. Nici 1% din copiii României a unei generații nu sunt copii de performanță înaltă. Sub 1%. Rămân ceilalți, ce facem? Și discutăm de liceele pe care ați amintit. Roman Vodă, Ștefan cel Mare, Hogaș, informatica, unde sunt? E aluat bun, cu care se poate lucra.
Nu în totalitate, că n-ai, dar poți găsi acolo un număr de copii cu care să lucrezi. Sunt aparate astea de robotică și au și cei de la informatică, au și la Roman Vodreș. Bine ar fi să ne unim între noi și să încercăm să învățăm. Nu avem profesori. Nu avem profesori care să facă treaba asta. E foarte dificil să mai vii cu lucruri... Și n-ai nici posibilități foarte multe legale să atragi din, să zic, din sursă externă profesori care să facă. Nu. Păi trebuie să-l plătesc. Trebuie să-l plătești. Unde? Și asta e problema. Cum? Că sistemul este unul închis. Deci nu mai discutăm. Nu știu care este ideea de palat al copilului. Nu știu ce se face acolo. Scuzați. Nu știu. Scuzați-mă, vă rog. Dar eu, uite, în premieră vă spun o treabă. O să insist să vedem cât de liniște va fi de acum încolo să poți să mă concentrez pe lucruri importante. Colegiul Național Petru Rareș are un internat. Dacă îl știți, este vis-a-vis de parcul Nicu Gane. Nicu Alb. Da. Da? Acel internat a fost construit prin donația părinților, elevilor de Rareș în anii 1920 ceva de genul. Undeva prin anii 40-50, el a fost cedat în altă parte și de atunci nu mai s-au pierdut stăpânii. Voi încerca prin mijloace, să spunem, legale și poate cu ajutorul mediei, ca acel spațiu să revină la școală și acel spațiu trebuie să devină un centru de excelență pentru copiii din Neamț. Din Neamț, n-am spus din Rareș. Noi nu avem un centru de excelență. Nu. Ăla, deci nu vorbim de centru de excelență ăsta care se face într-o școală. Nu. Da. Eu discut de copii, că n-ai mulți, pe care se aduci de la Roman, de la Târ, de la nu știu ce, să le oferi cazare, să le oferi un catering, să poată mânca, să tindească cu profesori foarte buni din județ pe niște teme foarte clare. Dar nu neapărat pentru performanță în domeniul astronomiei fizice. Există și alte domenii. Sunt copii foarte buni în public speaking, pot să facă chestii de genul ăsta. Sunt din comunitatea noastră o grămadă de oameni care sunt realizați profesional în diferite locuri în lume. Și de obicei vara... Îi putem aduce? Da, de obicei vara vin pe acasă să-și vadă părinții, aia pot veni acolo. Deci locul acela trebuie să fie, folosim tot felul de termeni, hub. Noi nu avem un club de TED, sunt copii, eu am rămas surprins, am copii de la mine, de la fizică, care au emigrat către dezbateri, pentru oratorie, pentru argumentație. Le place chestia asta să o facă. Asta înseamnă că citesc. Îți dă un sentiment de... Cum să spun eu, de bine, te poți exprima în public, da? Ești luat în seamă. Da. Ei, copiii ăștia ar trebui să aibă un asemenea loc în care să facă treaba aceasta cu profesioniști. Lucrați în media, mă chinui de foarte mult timp. Aș vrea să implementez în copii foarte pasionați de ce înseamnă film, mic film de durată 2-3 minute, poți să-ți facă un filmuleț cu imagini, cu film din natură și să-ți reproducă versurile unei poezii, au o sensibilitate teribilă. Trebuie doar niște echipamente, investiții erau undeva în jur de 20.000, să aibă canalul lor de YouTube, să-și pună acolo. Copiii care vor să facă. Am la școală podcast. Începând de anul acesta, vor fi emisiuni, măcar două, și copiii învață singuri. Învăț și eu cum se face o chestie în aia și cât durează prelucrarea, dar pot să încerce să facă treaba asta. Beneficiez de faptul că sora unei fetițe care mi-a fost elevă vrea să preia ideea de Rareș Press. Noi am avut un ziar la școală, în care niște copii au încercat să scrie un ziar. N-am să dau nume, doar după emisiune am să vă spun, dar sunt foarte pasionat și au făcut redacții, cu fotografi, cu tot ce vor să facă, tot felul de chestii. Asta vreau să înțeleagă lumea. Dom'le, olimpiada e puțin, e foarte puțin nu, în munca unei dintr-o școală. Trebuie făcut tot ce se poate pentru a crea un, și folosesc cuvinte mari, caractere. Sigur, asta e. Sigur că da. Deci asta e tot. De aici încolo lucrurile se discută altfel. Așa încât ce a apărut acolo, repet, eu nu sunt un om perfect, nu am pretenții de a fi ridicat în slăv, dar să arunci cu atâta ură vorbe despre un om, fără să-l vezi, fără să-l cunoști, fără să-i ceri un punct de vedere, mi se pare abject, ca să nu spun mai mult. Iar
pune și liceul ca un templu al drogurilor, fără să ai nici cea mai mică urmă de dovadă, demonstrează ceea ce am spus adineauri de țintă și cumva alte lucruri. Da. Ne oprim aici, știu că trebuie să ajungeți la școală, de obicei. Da, moră. Da, mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu vă mulțumesc foarte mult. Sper că s-au lămurit lucrurile, cel puțin pentru cei care erau foarte îngrijorați de creșterea bruscă a consumului de droguri în Piatra Neamț. Da. Așa. Și a dealerilor din Rareș. Și a dealerilor. Noi ne oprim aici astăzi și sper să ne vedem mâine cu o altă emisiune la știri din Neamț, pe Mesagerul din Neamț în direct. Și când faceți redacția aceea, cu mare plăcere, oricând vin. Chiar v-aș dori. Una din dorințele mele, am vorbit cu mai mulți directori de la Clubul Copiilor, au fost asta. Băi, faceți un club, club de mici ziariști, cum vreți voi. Și cu tot ce putem, ajutăm. Venim, stăm de vorbă și nu numai noi, sunt mai mulți care când avem macheta, vă fac legătura să o cunoașteți pe fetiță. Nu numai macheta. Și înainte se poate discuta, oricând cu plăcere. Pentru mine ar fi cea mai mare bucurie să văd copii care scriu și fac și mai ales copiii care să știi, înțeleagă ceea ce fac. La revedere, oameni buni, numai bine, sănătate și să ne vedem cu bine zilele următoare. La revedere.